Directiva își propune să aducă o reformă a drepturilor de autor ca să avem un spațiu unic digital. Practic, nu face asta. Sunt deci trei zone unde apar. Prima se numește text and data mining. Să ai la dispoziție, să zicem, o bază de date și să existe posibilitatea pentru un cercetător, prin metode automatizate, să iei informații din acea bază de date. Propunerea Comisiei pe subiectul ăsta este că să creeze o excepție, adică să poată face acest lucru doar cei care fac cercetare științifică. Al doilea subiect a fost numită de zona de societate civilă pentru a fi explicat mai ușor, taxa pe link. În practică, s-a tradus printr-o lege prin care s-a creat un nou drept asociat dreptului de autor și prin care s-a spus că dacă vrei să parsezi conținut, și anume link plus un snippet, trebuie să plătești către publisher, către editorul de presă. Practic, noi punem conținut de tip link și text oriunde. Pe Facebook, pe LinkedIn, pe Twitter, pe Reddit, pe Twitch, pe ce vreți voi. De-a treia problemă, anumit articol 13, se referă la ceea ce iarăși s-a numit, pentru a fi explicat mai simplu, un filtru de cenzură pe care găzduitorul de conținut protejat de drept de autor va fi obligat să-l aibă înainte de a putea uploada ceva pe platforma respectivă. Poate să fie YouTube, dar poate să fie și WordPress pentru bloguri găzduite, poate să fie și GitHub pentru conținutul numit programe de calculator, poate să fie Vimeo, poate să fie Twitch, poate să fie Flickr, poate să fie WeTransfer, că și el găzduiește conținut, și așa mai departe. Deci exemplele sunt foarte, foarte multe și din foarte multe domenii. Nicio problemă să ne luăm materiale unul altuia și să facem content, pentru că în mintea noastră nu mai există acest drept. Este un bun comun. Și atunci abia mulți dintre noi nu au stat să se gândească, băi, stați puțin, ce se întâmplă cu articolul ăsta? Da. Pentru că banii nu de acolo vin. Din păcate, așa e sistem muncă. Banii nu de acolo vin. Ba da. Când nu vom putea monetiza fiecare bucată de conținut, clar toată lumea o să-și facă temele de acasă, o să-și facă SRL, o să-și facă case de protecție. Dacă mai ții minte, făceam emisiune la un moment dat, se numea Doza de H. Știi? Și motivul de care nu mai fac, unul din motivele care nu mai fac, era pentru că prin formatul emisiunii eu foloseam conținut care nu mi aparținea. Dar trebuia să folosesc conținutul respectiv ca să vorbesc despre el. Și ca să vorbesc despre un clip amuzant, să ți-l comentez, trebuie să ce? Să ți-l arăt. Și YouTube în permanență îmi dădea copyright strike-uri sau claim-uri sau îmi dădea clipul jos sau îmi ștergea tot sunetul sau punea tot felul de astfel de bariere, astfel încât eu nu puteam efectiv să mai creez emisiunea asta, fiindcă munceam o săptămână la ea și mă trezeam că îmi dădea jos pentru o chestie pe care am făcut undeva. Da, dar și că nu ți-l dădea jos, colectai drepturi de autor? Monetizare? Colectai drepturi de autor? Monetizare. Așa plătești noi cu nimic, nu așa plătești și tu, probabil. Nu era, poliția. Nu. Și mai mult, banii pe care, practic, clipul meu i-ar fi generat, se duceau la cei care mi-au dat claim pe dreptul de autor. Adică nu mergeau la mine, mergeau la ei. Asta e ideea. Ceea ce nu mă interesează neapărat, însă, asta mi-erau niște bariere care mă ridicau pe mine să mai fac contentul ăsta. Sistemul actual a creat o piață speculativă prin care sunt companii care efectiv cumpără clipuri. Dacă tu ai făcut un clip pe care ți-ai filmat pisica că mănâncă un ghimotoc de hârtie, îl filmezi pe YouTube, te sună viral hog și spune cât vrei pe clipul respectiv. Ți-l cumpără, cumpără drepturile și dacă Alex vine și pune într-un clip de-a lui, viral hog deține drepturile și te ajungi clipul. Imaginați-vă ce ar genera chestia, dacă momentul ăsta acum este așa. Și spune că ok, internetul e cât de cât liber. Dacă trece articolul ăsta în forma lui actuală, imaginați-vă care o să fie consecințele dacă acum este așa. Eu înțeleg că odată cu articolul ăsta, nici măcar nu vom mai putea urca pe YouTube diverse chestii, da? Deci dacă înainte ne erau detectate, acum nu ne urcăm deloc, nu? Eu, de exemplu, nu trăiesc numai din clipuri, din monetizare de pe YouTube. Și atunci eu, sincer, aș zice, bine, mă luați-mi voi toți banii, dar să am contentul acolo că mie vin colaborările mele cu firme. Așa e acum, așa e acum. Dar dacă nu mai lasă să urc deloc, atunci e nasol. Îți schimb formatul. Noi avem două tipuri de formate. Da? Sketch-uri care ne costă 1000 și poate ori un clipuleze 3 minute și nimic nou care costă 0 lei, dar reinterpretează conținut.
Când nu o să mai pot să urc nimic, de aia și noi n-am lăsat de a mai face. O să dau la o parte și din pay subscription să abia aștept, o să știu, băieți, cât sunteți abonați? Atâta. Am nevoie de un fan, 5% dintre voi să-mi dea un dolar. Dar asta o să mă facă să ies poate și din YouTube la un moment dat. Să mă duc pe Medium, să mă duc pe Twitch sau altă. Compania noastră a fost înființată pe YouTube, dar spre comparație cu vlogger, noi nu utilizăm conținut piratat. Deci tot conținutul nostru este, avem contracte la fiecare bucată de animație audio, există contract în spate. Acum, legea actuală modifică un lucru esențial. Practic, YouTube-ul va fi responsabil pe ceea ce se încarcă. În modul, stau și mă gândesc ce ar fi însemnat acum 6 ani când am pornit, să ne ceară contract pe audio, pe video, pe interpretare, pe tot felul de... La o animație noi avem în spate 6-7 contracte. Canalul am lăsat în 2012, dar firma s-a înființat în 2014. Deci până atunci nu existau niciun fel de contracte, erau sigur acorduri verbale. Acum avem partea de arhivare de contracte, are suprafața acestei mese. E o diferență, este foarte important pentru noi, de fapt pentru toată lumea, ca companii care noastre să existe și în viitor să poată fi înființate și pentru că altfel, practic, le se blochează accesul. Drepturile de autor și drepturile conexe și drepturile sui generis asupra bazelor de date deja există în legislație. Practic, ce se discută acum sunt niște variațiuni ale drepturilor patrimoniale deja existente. Practic, din drepturile de autor, conexe și drepturi sui generis, ai drepturi morale, da, eu sunt autor și recunosc că tu ai făcut primul chestia asta, tu ești autorul, și tu ai făcut primul chestia asta și eu îți recunosc, tu ai dreptul să fii recunoscut. Și drepturi patrimoniale, adică să reproduci, să distribui, să comunici public, toate chestiile astea sunt niște elemente ale drepturilor de autor. Filtru e ceva nou, deci filtru e, adică înainte să ablonezi, asta e. Așa este, și acum practic înțeleg că ceea ce dezbatem este o extindere a modului în care aceste drepturi se exercită, apropo de making available to the public, punerea la dispoziția publicului, și ce mijloace, ce instrumente suplimentare sunt puse la dispoziție sau vor fi puse la dispoziție ca să fie protejate, fără a crea ceva ce nu există. Interdicția există și astăzi, da? În lege. Dar, mă rog, teoretic ar trebui să se aplice, da? Dar de mâine, acea interdicție de a pune la dispoziția publicului, fără acordul meu ca titular de drepturi, va avea un instrument extrem de puternic, da? Deci, în loc să fie geamul deschis și tu n-ai voie să intri la mine în casă, o să fie geamul închis și pus să prevede.